Judecătoarea din Suceava, Ana Maria Chirila, a fost reținută după ce ar fi primit bani, bijuterii, servicii de protecție și pază și chiar vacanțe de la traficanți de droguri în schimbul informațiilor. Victor Ciutacu a făcut o analiză a acestui caz. Hitul momentului este informația potrivit căreia, în preziua marelui XAD de luptă antidrog, o judecătoare din Suceava a fost săltată cu mascații chiar din sala de judecată și reținută. Este acuzată de DICOT că ar fi primit bani, bijuterii, servicii de protecție și pază, chiar și vacanțe, de la traficanți de droguri, în schimbul informațiilor secrete din dosare, cum ar fi, între altele, datele și locurile perchezițiilor încuvințate prin mandate judecătorești. Mai mult, conform informațiilor din zonă, doamna magistrat inamovibil, femeie divorțată și cu 3 copii, susținătoare a protestelor rezistă împotriva modificărilor la legile justiției, ar fi încasat consistent de la traficanți și pentru sprijin la colegii ei de instanță și ar fi încurcată sentimental și financiar cu un marcant lider interlop al zonei, cămătar de ocupație principală. Capac la toate, și-ar fi pus și casa la dispoziția consumatorilor de stupefiante, alături de care s-ar fi înfruptat și ea sau doar le-a ținut companie, încă nu se știe exact, că-s două școli de gândire. Colegii mei au făcut ieri o amplă documentare pe subiectul magistraților implicați, direct sau prin beizaderele din dotarea familiilor, în scandaluri legate de trafic și consum de droguri. Îți pui mâinile în cap, nu alta. Dacă facem una și pe cămătărie și o dăm publicității, voi amintea razna. Nu e județ de la Dumnezeu în țara asta, unde să nu existe un clan de cămătari care rulează și înmulțesc în piața ilegală a împrumuturilor înrobitoare, banii negri ai polițiștilor, procurorilor, judecătorilor și, în general, ai mărimilor locale. Cazul Bercea Mondial e emblematic, dar nici măcar ăsta nu pica dacă nu era deranjul național cu neamul lui Băsescu. Tragedia e că lumea știe și tace, pentru că e neputincioasă, stă la mâna lor. Te duci să reclami interlopul și ajungi la protectorii lui. Te duci într-un proces și te judecă gagica sau țeava de pompa bani în afacerea cămătarului. E un putregai fără margini în sistem. Și, dacă știm noi, credeți-mă, știu și dregătorii de la împărăție și cei care ar trebui să facă ordine. De ce n-o fac? Din lașitate, din comoditate, din complicitate sau din interes direct.